Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nord, în Rac, o etalare foarte scurtă pentru acest sfârșit de decembrie. Diferite situații, evenimente. O să o auziți ca de obicei pe Mura sfărăind aici în preajmă. Am luat-o cu mine ca să nu stea singură în partea cealaltă. Rac, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nord, în Rac, sfârșit de decembrie 2021. Hai să vedem. Scurs și la obiect. Oh, cinci de spade l-am mai văzut în timp ce amestecam. Speram să nu vină. Totuși vreau să rămână decorul ăsta minim. Puterea. 9 de bâte. Și asul de monede. Bine. E bine că începe, da, asul. Sperați, dragii mei, sperați că cineva vă oferă ceva, vă va oferi ceva, că sperați că veți începe ceva la nou, la începutul anului viitor, la capătul setului de cărți, îndrăgostiții și 9 de, o, nu, 7 de bâte și 8 de spade. Încercați, dragii mei, să ieșiți dintr-un mental. V-ați blocat pe o relație care, în care n-ați primit totul de la o anumită persoană. N-ați primit totul. Și sunteți puși în situația în care trebuie să alegeți. Să vă păstrați terenul sau să rămâneți în picioare sau să manifestați ceva nou. Haideți să și clarificăm aceste cărți, pentru că 5 de spade pentru mine înseamnă conflicte mentale, jocuri mentale între voi și cineva. Jocurile ale cui sunt ale voastre, ale celeilalte persoane sau ale unei terțe persoane, variază, jocuri, bârfe. Ia uite, iese în mod special asul de bâte. Nici n-am tăiat aceste cărți. Este sfârșit de decembrie. Cam toți ar trebui, la toată lumea, să apară într-o formă sau alta anunțul acestor noi începuturi pe care suntem provocați să le îmbrățișăm, da? Ideea este că dacă vreți să începeți ceva nou, cum aveți potențial să manifestați. Nu muzai o nouă pasiune. Poate să fie și o nouă pasiune. Poate să fie două persoane speciale. Asul de bâte să fie o persoană cu marcaj, marcaj, neapărat semn de foc, marcaj puternic în semn de foc și alaltă cu marcaj puternic în semn de pământ. Însă, trecând peste aceste persoane, sunt și oportunități de manifestare, o idee cum să faceți bani. Dar și cum să ieșiți din blocajele în care poate unii sunteți din cauza acestui COVID, este o idee interesantă. Cum să stați în picioare în fața blocajelor? Pentru că sunt niște conflicte care, dragii mei, conflictele așa cum sunt, lupte interioare pentru ego, pentru creștere spirituală, unul vrea într-o direcție, altul în altă direcție, toate aceste lupte te ne fac mai puternici, altfel dacă n-am fi în, din când în când provocați, n-am mai crește niciodată, da? Ia uite, turnul. Niște evenimente neașteptate. E o separare de un fost, de o fostă, din cauza unor secrete. Hai să mai vedem. Să clarificăm cărțile. Soarele în Venus, să ascendem în Lună, în Rac, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Așa, fără clarificări. Interesant. Cavalerul de monede. Posibil cineva cu marcaj în semn de pământ v-a creat multe conflicte mentale, v-a adăugat, pentru că a venit foarte încet. A venit foarte încet din cauza că mai avea alte persoane, alte proiecte. Ia uite. V-ați păcălit în această direcție. 7 de spade. Luna, aici puteți să fiți voi. Ori au fugit ei de voi, ori voi v-ați păcălit tot încercând să rămâneți în picioare. Ce frumos! Ce frumos!
Dar cred că aici este alegerea despre care am vorbit, da? Mai devreme, alegerea. Să vă alegeți pe voi luna, să stați în picioare, da? Să alegeți să manifestați varianta voastră cea mai înaltă. Generozitate, dragoste, abundență, un nou proiect care să vă aducă un spor, dar aveți o idee. Dacă aveți o idee, puneți-o în practică, dragii mei. La capătul setului de cărți, 7 de monede. Așteptați un cavaler, unele dintre voi, așteptați un cavaler. Dar cavalerul acesta v-a pus pasiunea pentru cineva v-a făcut să stați pe loc. Fără supărare, pasiunea pentru cineva v-a făcut să stați pe loc. Pentru unii, posibil acest personaj, unul, pentru unii dintre voi, acest personaj față de care a simțit pasiune să fie și căsătorit, să aibă și copil. Împărătesa reprezintă mama. Poate unii dintre voi vreți să treceți peste blocaje, să oferiți un dar mamei sau primiți un dar de la mama voastră, că toți sunt sărbători. Astfel de monede nu înseamnă copil, dar, repet, pentru unii dintre voi, o nouă pasiune pentru ceva, nu musai pentru o persoană, pentru ceva. O nouă idee, o nouă scânteie, ajută să manifestați un nou proiect. Un nou proiect care în viitor va avea un impact extrem de pozitiv asupra vieții voastre și financiare, dar și sentimentale. Veți atrage abundență manifestând abundență. Pentru unii dintre voi nu e obligatoriu să apară cineva cu marcaj puternic în semnul taurului. Dar hai, aș vrea să clarific. Te rog frumos, 5 de spade. Clarificăm 5 de spade pentru zodia racului. Dar aici este cineva cu marcaj în semn de pământ care vine foarte greu. Vă creează conflicte. Ori au ei persoane, repet, cu care se ceartă, ori v-aș certat, au creat jocuri mentale. Clarificăm 5 de spade pentru raci. Ia uite, 4 de cupe. Conflicte acasă. Certuri acasă care trebuie blocate. Sau în legătură cu niște blocaje, cu distanța. Vreți să manifestați o nouă direcție în viața voastră, ceva nou, și apar blocajele și discuțiile acasă. Acasă, clar, sunt discuții. Pentru unii, clarificăm și 7 de spade. O dată, de două ori. A, nu, lasă așa să vină. Ia. 7 de spade. 7 de spade. Ce vrea să iasă? Uite, 7 de spade, valetul de spade. Cineva vă minte, vă urmărește. Asta face parte din lupta aceasta mentală, vedeți cărțile. Haide să dau asta mai. Vreau și un pic de decor. Dar 5 de spade și 8 și puterea. Aveți niște lupte acasă cu cineva. Cineva vă minte, vă manipulează, ori fuge de voi, ori fuge de discuții, ori sunteți. Interesant. Ce sunteți? Sunteți în această luptă pentru putere, ego-ul cuiva, mintea cuiva, dorința cuiva de a rămâne într-un status quo. Aici simt că sunteți voi. Voi învățați să puneți niște blocaje în fața acestor lupte interne, externe cu cineva.
Știți că sunteți urmăriți, urmăriți, spionați de cineva care, repet, vine, pleacă, nu spune adevărul, da? Aici e lupta interioară dintre voi. Unul vrea să crească, altul lucrează din ego. Unul lucrează din inspirație divină, astfel de băte, altul lucrează din ego și vrea să aibă, vrea să posede în continuare, să fie posesiv, să se joace cu, da? Să mențină o falsă stabilitate cu 4. 4 e stabil, da? De o falsă stabilitate în acest context. Și aici învățați voi să blocați, să nu să vă blocați emoțiile, să puneți granițe în jurul vostru, să vă protejați sufletul și să manifestați ceva nou. E o nouă, posibil pentru unii să fie o nouă pasiune față de un personaj de excepțional, de interesant, de frumos, de atractiv și să vreți să transformați această putere, să transformați această pasiune într-o relație stabilă, pentru că simțiți că acest personaj este de înaltă factură, nu se compară cu jocurile mentale pe care le-a trăit până acum sau în paralel. Sau în paralel. Interesant. Vreți să stați în picioare și să luptați pentru această pasiune, eventual simt aici că e bâta, da? Ca și asta pe care o țin în mână, da? Această bâtă, această scânteie, acest foc, această atracție pentru unii, nu obligatoriu pentru toată lumea, depinde ce sunteți, aici lună, ascendent, soare, ce aveți. Este ceva nou, frumos, cald, da? Cum e la, da? Lumânarea aceasta. Care vă cheamă într-o nouă direcție. Vă cheamă într-o nouă direcție. Ia uite, s-a terminat la... da, avem aici lumea. Eu nu... încercați să încheiați un capitol, să începeți altul. Am clarificat. Valetul de spade și șapte de spade. Clarificăm și luna, te rog frumos. Pentru... Răcișori și răcișoare, luna. Clarificăm și luna. Dar, repet, dacă n-am avea conflicte, n-am învățat să fii puternici. N-am învățat să ne transformăm. Așa că și conflictele acestea sunt lecții. Și oamenii care ne pun în aceste conflicte, care fug, care ne atacă, care ne ceartă, care ne așa, ne învață, de fapt. Ah, ce frumos! Luna a fost clarificat de soarele. Aici este. E o nouă pasiune pentru cineva. Cineva vă inspiră într-un fel să vă protejați emoțiile și vă inspiră să manifestați ceva nou radiant. Vedeți că și aici moneda radiază. Da? Radiază. Iar un personaj care vă inspiră, clar. Un personaj care vă atrage. Asul de bâte, soarele, împărăteasa. Posibil să fie și de amor povestea pentru unii, dar nu e obligatoriu. Poate să, cum arată cărțile pentru mine, poate să fie o persoană care vă inspiră. Un inspirational speaker, da? Și vă pune în postura în care trebuie să alegeți. Da? Între aceste conflicte și această nouă direcție. Și dacă nu sunt conflicte, dragii mei, mai aveți aici, undeva, în trecutul vostru, un cavaler de monede. Adică, o relație cu cineva care se dezvoltă extrem de greu din cauza conflictelor mentale, a jocurilor, a argumentelor, care are dreptate și între timp apare iar, pentru unii, nu pentru toți, 4 de bâte. Pare cineva care vă arată, domnule, că de fapt casa trebuie să fie, ia uite, în căldură. Da? Nu în discuții, nu în certuri. Asta nu e stabilitate. Nu putem să construim nimic stabil de lungă durată. Vedeți cărțile? Cavalerul de monede prin conflicte. Nu. Casa trebuie să fie în armonie. Și cum să ai o casă în armonie dacă nu te înțelegi cu persoanele de lângă tine? Nu? Dacă cineva tot fuge, tot pleacă, tot, nu?
Cineva vă inspiră o nouă pasiune, o nouă direcție și, repet, poate să fie și o nouă poveste de dragoste. Dar e dragoste, dar atracția e mai puternică decât emoția și se manifestă sub formă atracției fizice și a dorinței de a pune în practică, de a realiza această poveste, această fericire. Dar e o trezire, cineva vă trezește și vă inspiră într-o nouă direcție. Vă inspiră să manifestați altceva nou. Varianta voastră cea mai bună, repet, relația voastră cea mai bună cu altcineva, eventual. Cam atât, eu zic că e fain. E fain și la voi, dacă ați înțeles mesajul, dacă ați văzut cărțile, pentru că am vrut să fie o etalare mai scurtuță, mai rapidă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite. Vă pup, pa, pa!